Iubiți frați, iubite surori și dragi copilași, ați băgat de seamă că umblu încet. În Scriptură spune undeva că regele Ahab s-a pocăit și umbla încet. Așa că vă dați seama că eu m-am pocăit acum de-a binele. Umblu încet. Mă bucur pretutinen cu frații și cu surorile românce. De aici, adunarea din Anaheim are un avantaj. În toate celelalte biserici, ca să vorbesc credincioșilor, trebuie să întorc spatele la cor. Asta e singura biserică în care pot vedea și corul și adunarea. Sunt bucuros să fiu iarăși în mijlocul vostru. E și iubita mea soție aici, o să o salutați la plecare. Și acum vreau să vă spun ceva. N-aș fi predicat ceea ce voi predica acum dacă nu s-ar fi întâmplat ieri în viața mea o viață cu foarte multe suferințe. Am avut foarte multe suferințe. Dar din 85 de ani n-am avut niciodată o suferință așa de mare cum am avut ieri. Cea mai mare suferință a vieții mele, care a schimbat și subiectul predicii mele de astăzi. Știți că eu lucrez într-o misiune, se numește Vocea Martirilor, o misiune care încearcă să ajute oriunde e prigoană mare. Și ajutăm în China, în China lucruri grozave se întâmplă. Unii din voi care știți engleza bine, știți că există o revistă în limba engleză, Reader's Digest, care e o revistă foarte, foarte serioasă. Și am citit acum vreo 10 zile în ea, și aia m-a durut grozav, că cumva s-au găsit documentele prin care ofițerii securității din China, care aveau de executat prizonieri condamnați la moarte, să zicem, capitan, locotenenți, care conduceau execuția, raportau la colonel, la aia mai sus, care ați fost la armată, știți, execuți un ordin, trebuie să raportezi la superior. Și ei raportau că am executat pe ăștia 100, și anume, descriu cum l-au executat. L-au adus într-o piață publică, unde erau sute de oameni adunați. I-au spintecat burta, au scos inima și ficatul, le-a fript, le-a tăiat în bucăți și lumea care era împrejur trebuia să mănânce din el. Românul zice, când auzi așa ceva, să te crucești. Să te crucești. Acum, nu suntem ortodoxi și nu avem obiceiul ăsta, dar înțelegeți în ce sens singurul lucru poți să faci, să apelezi. Și am trăit toată săptămâna cu groaza a ceea ce am citit că se întâmplă în China. Că ieri se primesc o altă știre. Cea mai rea pe care am primit-o din viața mea, o viață cu foarte multe știri rele. Noi, misiunea noastră lucrează într-o țară care se numește Birmania. Care nu știți, uitați-vă într-o hartă și veți vedea la sudul Chinei. Este o țară care se numește Birmania. Și noi lucrăm în țara aceea. Și acolo aducem literatură. Așa. Din Birmania, în China, Birmania e la sudul Chinei. Și nu există propriu-zis graniță, fiindcă e junglă, pădure sălbatică. Fiind pădure sălbatică, era foarte avantajoasă pentru misiunea noastră, că nu exista un control de frontieră bun și așa strecuram cu miile, Biblii, alte cărți, în fine, ce ajutoare trebuia pentru biserica din China, pe acolo le strecuram. Și a mers cât a mers. Acum vreun an, cred, l-au prins pe un frate al nostru din Birmania, care ducea literatura acolo, Wai Fu, e numele lui, v-am povestit despre el, pe el l-au spânzurat cu capul în jos. A fost grozav, grozav. Dar în fine, a murit. Așa. Acum, noi primisem știri
că iarăși au arestat niște frați ai noștri. În fine, în misiunea noastră mulți au fost arestați pe vremuri, când era încă răpusatul Ceaușescu. Noi trimiteam Biblii tot pe ascuns în România și cărți de cântări și ce. Și au prins dintre ea și au arestat, i-au mai bătut așa. Așa că nu e o sperietoare pentru noi că au fost frați arestați. Dar ne scrie cel care conduce acolo că unii din ei au fost condamnați și așa erau frații ai noștri din misiunea noastră cu care noi colaborăm. Cum aici e unul care conduce corul, altul e păstor, dar voi sunteți tare apropiați unul de celălalt. Că pe un frate cu numele de Zagrit și alți frați au arestat și au mâncat. I-au mâncat. Și să știi despre un frate din biserica ta, nu? Unul care a intrat, care a cântat în cor cu tine, nu? Unul care ți-a fost un frate la conducerea bisericii tale, el era coleg al meu în misiunea aceasta. Că pe frații ăștia l-au mâncat. Și din adânca durere pe care o am, și eu și soția mea și ceilalți de misiune, fiindcă vreau să vă fac vouă bucurie în momente de mare durere, știind că și voi aveți durerile voastre, m-am gândit să vă vorbesc din Faptele Apostolilor, capitolul 17, începând de la versetul 1. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristos le trebuia. Cum? Ce înseamnă Hristos le trebuia? Cetățenii unui țări trebuie, dar Dumnezeul nu trebuie. El spune altora ce trebuie. Hristos nu trebuie nimic, pe El stăpân. El îți trebuie. Dar cumva, Hristos are și El un trebuie. Îi place, nu îi place, trebuie. Zice, Hristosul trebuia să pătimească. Trebuia să pătimească. Și să învieze din morți. Și acest Iisus pe care îl vestesc eu, zicea El, este Hristosul. De ce trebuia Hristos să sufere? De ce a trebuit fratele ăsta nostru Zagrite să sufere atâta și el mai puțin decât nevasta lui și mama bătrână, vă închipuiți, dacă primește la asemenea știri? Și ce-o fi având și el copii, nu cunoaștem familia lui? De ce trebuia el să sufere? Acum, am vârsta de 85 de ani. Cel 85 de ani cunosc viața în destul. Ca să știu că unde sunt sute de oameni adunați și în biserica aceasta, nu există adunare a sute de inși care să nu fie și adunarea de dureri. Fiecare are câte o durere. Unii au o boală, unii au pe cineva tare drag care e bolnav. Unii au mormântat pe cineva iubit. Unii n-au servici. Unii au datorii pe care nu pot să le plătească. Fiecare are câte ceva. Sunt unele fete, unii tineri, care vrea să se căsătorească, dar nu s-a nimerit persoana potrivită încă. E o mare durere. La alții s-a găsit persoana aia, s-au căsătorit și durerea că s-au căsătorit cu cineva care nu trebuia. Tot felul de dureri există în lumea aceasta. Fiecare și-o știe pe ale lui. Sunt soți care sunt brutali și fac pe soțiile să sufere. Câteodată și soții, mai rar. Dar și ele fac pe bărbatul lor să sufere. Unii părinți sunt brutali cu copii. Altădată copiii sunt răzvrătiți împotriva părinților. Și tot se enumer câte suferințe există în lume. Deci acolo, în Birmania, s-a întâmplat ceva
mai presus de închipuirea omenească, un frate al nostru să fie mâncat. Mâncat. Ca pe vremea canibalismului, primii misionari care s-au dus în Africa au fost mâncați. Și în oceane au fost frate mâncați. Dar acum, în viacul al 20, aproape suntem de anul 2000. Și să se întâmple lucruri de acestea. Dar suferințe există multe în lume. Și fiecare din voi are o suferință. Că suntem oameni. Și face parte din viața omenească. Dacă ești om, ai două picioare. Dacă ești om, ai un nas cu două nări. Ai doi ochi. Asta face parte din viața omenească. Și dacă ești om, face parte din viața omenească să ai și suferință, ai și bucurii, dar să ai și suferință. Dar dacă e atât de multă suferință în lumea aceasta și fiecare are o plângere, are un reproș, n-avem ce face. Ne-am născut oameni și asta e soarta omenească. Suferință face parte din soarta omenească. Dar Iisus de ce s-a făcut om? El știa că te face om înseamnă să suferi. El a inspirat cartea lui Iov. Dar hai să zicem că n-a inspirat-o, că a citit-o. Și el cunoștea cartea lui Iov și acolo spune, la capitolul 5, omul este născut să sufere, cum scânteia este născută ca să zboare, așa scrie. Acum eu n-am încotro, m-am născut, n-am vrut eu să mă nasc. Iisus este singura ființă omenească care a trăit pe acest pământ, care a fost om fiindcă a vrut el. El era Dumnezeu, avea toate. Era cu serafim, cu heruvim, cu... Eu știu de care mai sunt acolo milioane de feluri de ființe. Pe un tron, toată lumea îi se închina, era... Cine poate să descrie frumusețea cerului? Păi de ce a părăsit-o? Ca să se facă om. El nu știa că dacă se face om, va avea de suferit. Omul suferă. Și el știa că va avea de suferit mai mult decât alții, fiindcă doar el însuși a făcut pe Isaia să prezică că atunci când va veni Mântuitorul pe pământ, va fi omul ce fel de om? Cine știe? Omul suferinței, nu? Păi cu bună voie te faci. Bine, și eu am suferit în viață și voi ați suferit în viață, dar nu am vrut eu. Așa s-a întâmplat. Unul a fost închis, unul a fost bolnav, unul nu știu. Fiecare a avut o suferință. De el a știut că eu dacă mă fac om, om al suferinței voi fi. Voi fi un om al suferinței obișnuit cu durerea, spune acolo. Știa că va fi răstignit. E ceva grozav să te gândești la răstignire, să fii biciuit până la sânge și până să te întinde pe pământ și să-ți bată cuie în mâini și în picioare. Și pe de ce a venit? De ce s-a făcut om? Dacă știa că a devenit om, înseamnă a-ți lua asupra ta posibilitatea unor grozave dureri. De ce s-a făcut om? Și Maica Domnului, ortodoxii au făcut-o pe Maica Domnului aproape zeiță. Și în opoziție față de acest fapt, evanghelicii nici nu mai vorbesc de Maica Domnului, care e fals. Eu unul am mare cinstire pentru ea, un înger i-a spus plecăciune ție Marie. Deci pot și eu să spun un cuvânt bun despre ea. Dar Maica Domnului, ea cunoștea profețiile, că era evreică și evreică credincioasă. Și știa, când îngerul i-a spus, tu vei da naștere Mântuitorului, putea să spune, mersi, n-am nevoie de așa ceva. Că cunoștea profețiile. Știa că fiul acesta va fi un om al durerii obișnuit cu suferința. Care femeie căsătorită ar accepta să zămislească un copil, dacă ar ști că copilul ăsta va fi mongoloid, va fi, știu eu, când le spune copil retardat, nu? A zice, pardon, n-am nevoie de un asemenea copil. N-am nevoie de asemenea. Dar ea știa că copilul ei va fi un om al suferinței. Știa că ea va sta la piciorul unei cruci pe care este răstignit fiul ei, că știa că era prezis că el va muri și în ce chinuri. Și când îngerul i-a spus, tu vei naște pe Fiul lui Dumnezeu, putea să spună, îmi pare rău, eu așa ceva nu primesc. Dar ea, cum îngerul s-a plecat la ea, și ea și-a fi înclinat capul și în zmerenie a spus, facă-mi se, după cuvântul tău, eu accept ca fiul meu să fie omul suferinței,
Și eu să fiu o mamă în suferință. Păi, care e avantajul suferinței? De ce Iisus a venit pe pământ ca să sufere? Și de ce Maica Domnului a primit această suferință? Vedem un copil așa. Un tată și o mamă au vrut să aibă un copil. Dar dacă tata și mama ăștia nu sunt fără de cap, ei știu că o să îndesc copilul ăsta la ceva grozav. Eu am fost prin închisori. Închisorile sunt și ele diferite. Cea mai grozavă închisoare este să fii singur într-o celulă, întunecată. Eu am stat și în așa celulă. Întuneric complex. Și să fie ca un fel de cutie, o carceră se numește, în care nu te poți mișca nici la dreapta, nici la stânga. E grozav. Oricine din voi zămișlește un copil, îl condamnă să stea 9 luni într-o carceră întunecată. Păi de ce? De ce aduceți copii în lume? Păi merită. Stă el 9 luni acolo. Dacă nu va ieși, ce plăcere, ce bucurie. Și el o să se bucure. Păi stai că nu s-a terminat după ce a stat 9 luni în carceră. După ce în loc să zbenguie, acum mai puțin, dar pe vremea mea cel puțin, orice copil se înfășa în scutece. Nu se mai face acum, nici nu mai știu. Se mai face sau nu se mai face? Poftim? Nu se mai face. Ei, voi, eram să zic ceva. Nu mai aveți mintea celor dinainte. Dar eu știu că am stat înfășat în scutece. Când eram eu vedeam cum... Băiatul meu, stat înfășat în scutece. Altă pușcărie, mai grozavă. Nu putea să miște nici mâinile, nici picioarele. Și atunci, noi de ce am adus copii în lume? Dacă nașterea de copii are drept scop numai pentru a aduce în lume ființe care vor avea dureri diferite, pe poate o dreptate, femeile care manifestează pe stradă aici în America, vrem avorturi. Păi pentru ce să naștem? Ca să fie suferință. Nu avem nevoie. Sunt atâtea mii de americanice care pentru aceasta demonstrează. Care e rostul suferinței? Biblia ne povestește de un anume Iosif. Vai ce suferință pe el. Fratele lui, l-au aruncat într-o groapă. Fratele lui. Unei când un străin, hai comuniștii te bagă într-o închisoare sau fașiști sau nu știu ce. Dar frații tăi cu care ai copilărit, cu care ai jucat, ce-ai jucat, l-au băgat la închisoare, l-au vândut pentru câțiva arginți, l-au vândut ca rob. Hai și rob să fie bun, hai și rob. Dar acolo, fiindcă el a vrut să se țină curat, de aceea l-a făcut din rob, l-a făcut pușcăriaș, l-a băgat și la pușcărie. O viață de asemenea suferință, avea suferință lui un rob, un rost. Dacă nu suferia toate lucrurile acestea, nu ajungea primul ministru al Egiptului. Suferința l-a făcut primul ministru. Și sunt oameni a căror suferință se vede că are un rost. Pot să spun acum, nu contez printre oameni mari, nu un om mic. Eu dacă n-aș fi fost prin închisoare 14 ani, nu ajungeam director general al unei misiuni care lucrează în atâtea țări. Nu ajungeam. Deci a avut un rost. Dar la alții nu sunt mulți Iosif. Sunt atestea vânduți de fraților care stau în închisori și mor în sărăcie și nu iese nimic din chestia asta. La Iosif văd că a avut un rost suferința. Dar la ceilalți, care este rostul? Păi toți suntem chemați să fim un fel de Iosif. În Biblie spune despre cei credincioși că vor fi reci și preoți în împărăția lui Dumnezeu pe stăniță. Câți regi trebuie într-o țară? America e o țară mare. Are un președinte. Și pe el îl critică. Apoi dacă ar fi vreo 20 președinți, s-ar lua la bătaie unul cu altul. Păi de ce trebuie atâția regi și atâția mari preoți acolo? Păi nu-i vorba de o țară. Savanții spun acum că există miliarde peste miliarde de stele și de galaxii. Fiecare este o lume. Și noi nu știm ce se întâmplă pe stelele acelea, cum ăia care sunt pe stelele acelea, nu știu ce suntem noi. Dacă au și ei telescoape, văd aici niște mici gângani umblând pe ei, habar n-au ce avem. Există mii și milioane de lumi
Și lumea aceasta este o pepinieră unde se cresc viitorii cârmuitori de lume. Vă vedea neamuri în stăpânire. Păi dacă v-a dat neamuri în stăpânire, după câte știu, eu știu, există 210 popoare în lume. Națiunile Unite au 210 membri. Hai să zicem, dar înăuntru lor sunt minorități. Pe pământul nostru se vorbesc 5.000 de limbi. Triburi diferite. Hai 5.000. Dar pentru ce trebuie atâția? Credincioșii sunt milioane. Și fiecare este promis că tu vei fi rege și vei fi mare. Pe câți regi o să fie într-o țară? Acolo câți regi o să fie într-un popor? Nu se poate. Într-un popor trebuie să fie un singur rege. Dar există miliarde și miliarde de lumi pe care nu le cunoaște. Nu le cunoaște. Dar Dumnezeu le știe. Și aici este o pepinieră. Nu știu, vreun alt cuvânt românesc pentru această pepinieră, să spun, nu? Unde se exersează și se pregătesc lumi. Și pentru ca să fie un rege bun acolo și un preot milos și înțelegător, trebuie să treci prin suferință. Trebuie să... Unul care n-a suferit și este rege, el n-are ureche pentru ce e în suferință, el nu știe ce e. Nu știe ce e. Eu am predicat aici în biserici americane, m-au primit cu drag și pastorul mi-a spus, domnule, toată simpatia, dar eu nu înțeleg ce vorbești dumneata despre foame în închisoare, că eu n-am flămânzit niciodată. Zic, postește 3 zile și o să știi ce e foame. Dar el n-a postit. Și el nu înțelege chestiunile acestea. Spune în cuvânt românesc, sătulul nu-l crede pe cel flămân. Și noi suntem chemați la lucruri mari, mari de tot. Toți suntem chemați. E deschis cerul cu îndatoririle lui. Cu marile lui chemeri pânte fiecare, că unul nu va ajunge acolo, e vina lui. Dar lumi sunt destule. Și fiecare din noi suntem chemați să devenim un Iosif. Să devenim un Iosif. Iosif a devenit un binefăcător pentru poporul lui. Când de jur împrejurul Egiptului era foame, în Egipt era de toate, nu așa? Noi suntem chemați la lucruri mari și pentru a fi regi și regine, pentru a fi oameni cu așa răspundere, trebuie să cunoaștem viața și un element mare al vieții, care este suferința. Și suferința este o pregătire pentru chemarea mea viitoare, când voi fi cărmuitor pe nu știu care stea, pe nu știu care galaxie, mii și mii de popoare, noi știm despre cer. Și unii doresc să vină în cer. Păi, dacă ești modest și vrei să vii în cer, o să fii în cer. Dar de ce să fii în cer? Că zice cerurile cerurilor. Pentru mine, Mozart sau Beethoven sau Bach, asta e muzica care îmi place mie. Dar există o altă muzică, ceea ce visa Mozart. Pentru el. El nu-i mulțumit, el nu era mulțumit din muzica sa, nici Bach nu era. El visa o mare muzică, era o muzică pe care el o admira. Și există cerul pentru noi și cei care sunt în cer visează un cer mai înalt. Și e un cer mai înalt. Sunt ceruri și ceruri. Există primul cer, există al doilea cer, există al treilea cer, spune în Biblie de al treilea cer. Și cine știe câte altele pe care noi nu le știm, suntem chemați la lucruri mari. Și pentru aceea trebuie să trecem printr-o școală aspră. Regele nostru Mihai, voi ăștia mai bătrâni știți că el a fost rege la vârstă de 5 ani. La 5 ani el era rege. Cumva îl cunosc personal, el a avut o viață așa de tristă, el n-a avut copilărie, pe dacă la 5 ani era rege. Păi nu putea să se joace cu ceva, cu o mașinuță, ca orice copil, cu un fleac, așa că... Păi el era rege. La 7 ani era plutonier. El trebuia să învețe toată ziua militaria, trebuia să învețe nu știu câte limbi, germană, franceză, engleză, toate lumea. Era un viitor rege. El era ținut într-o disciplină grozavă. Era un viitor rege. Și n-a avut parte de viață. Păi noi suntem viitor rege și viitoare regine și face parte din antrenamentul nostru. Ce bucuros e cineva când capătă o diplomă. A terminat un colegiu sau chiar o universitate, un seminar. Dar până când se vede cu diploma în mână, pe cel freacă, nu? E bucurie de diploma. Dar înainte de aceasta trebuie să muncești,
Și suferința noastră este cu rost. Și dacă este cu rost, noi nu trebuie să ne speriem de ea. Iisus a suferit mai mult decât toți. Dar suferința lui a fost cu rost, în primul rând, pentru el însuși. Spune în Cântarea Cântărilor, nu vă spun capitolul și versetul, citiți toată cântarea și o să găsiți. Spune acolo, Iisus e numit acolo Mirele, așa. Veniți să-L vedeți pe Solomon. Solomon era preînchipuirea lui Iisus, regele. Veniți să-L vedeți pe Solomon. Zice, cu cununa pe care i-a dat-o maică sa. Și ce cunună i-a dat maica lui Solomon? Nu dădea o mamă nici o cunună. Și ce cunună i-a dat maica Domnului lui Iisus? Păi i-a dat o cunună grozavă. El avea dintotdeauna toate cununele, era împăratul împăraților, regele regilor, era adorat de toți în cer. Îi lipsea o cunună pe care maica Domnului i-a dat. Să fie un Dumnezeu om. Să cunoască suferința omenească, nu privind din cer la suferința omenească, ci având parte de ea, cu totul altceva. Eu am stat în închisoare cu foști judecători de pe vremea fascismului, de pe vremea Antonescu și așa. Și acum erau ei puși la închisoare. Fiecare din ei spunea, of, dacă aș mai avea vreodată să fiu judecător, aș fi judecător mai milos. Dădeam unuia 3 ani de închisoare, 5 ani de închisoare, 2 ani de închisoare. Dar nu știam cum arată închisoare. Nu știam că închisoarea nu se face cu anul, se face fiecare zi aparte. Și ziua nu trece la închisoare. Te scoală la 6 dimineața, trec ore și ore de chin, de bătăi, de foame și tot 7 dimineața. Încă nu trece vremea la închisoare. Dacă aș mai fi vreodată judecător, aș judeca altfel. Și într-un fel este un Dumnezeu care vede în cer, El vede omenirea din perspectivă dumnezeiască. Dar să simte El însuși care este, cum este o viață omenească, cu toate durerile, cu toate ispitele ei. Și asta e cununa pe care El a primit-o de la Maica sa. Și noi, toți trecem prin suferință, frați și surori, fiindcă avem niște chemări foarte mari. Nu suntem chemați niciunul. Care vă gândiți că merge în cer și acolo e un fel de Disneyland. Tamam bine că ne-ai nimerit acolo. Te plimbi care ați fost la Disneyland. Te plimbi acolo, o distracție după cealaltă, un cântec după celălalt, numai sfinți, numai sfinte. Pa, ce frumusețe, ce coruri acolo. Nu-i Disneyland. Cerul e un loc de muncă. Zice, vor sluji cei care sunt în ceruri, în templul Domnului vor sluji, care știți cum? Frate Berescu, ți-ar plăcea să muncești și zi și noapte? Acolo spune, vor sluji în templul Domnului atunci? Aici slujești, predic aici că predic și mă duc și mă culc. Dar acolo nu! Când ai predicat iar și când ai predicat iar și când ai predicat, nu predica, dar câte lucruri, zice neamurile acolo, în Ierusalimul Ceresc, zice că e gata, e bine, e în Ierusalimul Ceresc, cum să fie bine? Zice că acolo sunt niște arbori și frunzele lor servesc la vindecarea neamurilor, deci un fel de spital. Vine unii acolo bolnav, acolo, tu vei fi chemat la lucruri mari. Îți voi da neamuri în stăpânire, deci sunt neamuri care trebuie stăpânite. Unii pregătiți într-un fel, unii într-alt. Cerul este și el în loc de muncă. O nouă chemare. Și pentru chemarea aceasta, trebuie în primul rând o inimă simțitoare. Trebuie să știi, un doctor trebuie să învețe ani de zile. Dar dacă a învățat ani de zile și are diplomă de la universitate, încă nu e doctor. Doctorul trebuie să aibă o inimă simțitoare și iubitoare. Și o soră de caritate medicală, cum spun nimeni. Și dacă nu are inima simțitoare, degeaba are de la colegiu, are diplomă. Dar nu poate să ajute, nu poate să ajute. Și nu, inima simțitoare o capeți când treci tu printr-o suferință și cealaltă. Și o înțelegi? Noi credem că e mare virtute ca pentru un creștin, când este suferind, să fie răbdător. E bine să fii răbdător, dar nu-i de ajuns. Să fii mulțumitor. Îți mulțumesc, Doamne, că mă treci prin lucrurile acestea, că mă înveți. O dată în viață am văzut un copil care a primit o bătăiță de la tată și s-a dus la tată și îți spun, o dată am văzut, tată, îți mulțumesc de bătaia asta care mi-ai dat-o din iubire, că vrei să fiu un om bun.
Dar cam așa ar trebui să spunem lui Dumnezeu. Nu numai răbdare. Răbdare cu recunoștință, cu bucurie, cu uite, am învățat încă ceva, cu blândețe, cu nădejde, cu totul altă ceva. Răbdarea creștină. Și eu în închisoare făceau comuniștii ce făceau și ei răbdam, că n-aveam ce să fac decât să rapt. Și alta este o răbdare, păi asta vine de la Dumnezeul meu, asta vine de la Tatăl meu. Și acum Iisus s-a făcut om. El e Dumnezeu din veșnicii și s-a făcut om. Era om cum sunt și eu. S-a făcut om. Și spune mai mult că El în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. Dacă pe tine te ispitește alt om de alt sex, să nu te sperii că și pe Iisus l-a ispitit. Dacă te ispitește paharul de vin, nu te mira și pe El l-a ispitit. Dacă te ispitește să spui o minciună, cumva ești într-un mare necas, și dacă spui minciuna asta, scapi de necas. Și pe Iisus a fost ispitit să fie, să aibă minciună. Nu există un păcat omenesc, spune. A fost ispitit în toate lucrurile. Gândește-te cele mai rele lucruri. A fost ispitit ca și noi. Însă n-a făcut păcat. Însă a trebuit să treacă prin toate acestea. Și noi trebuie să trecem prin diferite lucruri ca să cunoaștem omenirea, să cunoaștem păcatele și să ne învățăm să nu le facem. Să învățăm să le biruim. Suntem chemați să fim regi și regine. Avem o chemare foarte mare și nu se poate să refuzăm suferințe. Când au venit dragii noștri prieteni comuniști la putere în România, au făcut întâi când au venit ei la putere, voi sunteți mai tineri cei mai mulți și nu țineți minte, ei întâi, mari iubitori ai religiei, ei cotau că poporul nu ținea cu ei. Ei țineau cu poporul, nu țineau. Ei vreau să fie conducători poporului, dar poporul nu-i vroia pe ei. Și atunci ei au făcut un congres al cultelor în Parlament, era un congres al cultelor, era patriarhul, erau din toate religiile, musulmani, evrei, creștini, de toate. I-a chemat pe toți conducătorii, cred că erau sute de preoți și de pastori și de tot ce vrei erau acolo, din toate religiile. Și a ținut primul ministru în guvern. Țineți cu noi, comuniștii, că noi o să vă dăm lefurile, noi o să fim toate bine și cu tare și cu tare și cu tare. Și preoți sunt și ei oameni, sunt și ei oameni. Nu o să îndesc pe nimeni. Dar dacă le-a spus o să vă meargă lefurile și o să fie toate bune, sute de preoți și de pastori au aplaudat pe comuniști. El atunci a aplaudat pe comuniști, băteau din mână și aplauda. Era primul ministru Groză. Și eram și eu acolo și nevastă mea era acolo. Și nevastă mea îmi șoptește, du-te și spală rușinea asta, scuipatul ăsta de pe fața lui Iisus. Du-te și vorbește. Am spus, dacă eu mă duc să vorbesc, tu îți pierzi bărbatul. Și mi-a răspuns, nu-mi trebuie un bărbat laș, fricos. Du-te și vorbește. Și m-am dus, i-am spus, dar să știi că rămâi fără bărbat. Și n-am nevoie de bărbat, dacă nu te duci. Și m-am dus și am vorbit, am spus că un păstor creștin nu poate să meargă mână în mână cu comunismul, că voi sunteți atei, noi vă iubim, dar mână nu putem să vă dăm. Păcatul ăsta și alte păcate le-am plătit, însă ea m-a trimis la suferință și ea că suferința va urma. Și acum nori negri era în prejurul vieții mele, știam că voi fi arestat. Și era, aveam legătură cu ambasadele suedeze și altele. Puteam să plec din țară. Și eu, ispitit să plec, știam că mă bagă la pușcărie, poate o să mor la pușcărie. Și spuneam nevestii, hai să plecăm, că aici ne bagă la pușcărie. Și nevastă mea, unde e? E așa mică, nu se vede. Unde e? Uite, e? Bun, nu-i ajută sculat în picioare. O să vă uitați mai târziu, să vedeți una tare frumoasă. Așa. Și așa. Și când eu i-am spus să plecăm din țară, ea mi-a răspuns, bine, și o să te duci în Norvegia sau în Anglia sau în America și o să fii pastor acolo. Și o să trebuiască într-o zi să predici despre versetul din Biblie, păstorul cel năimit, când vede lupul venind, își ia baltonul și pleacă, fuge.
de cel care e adevăratul păstor, stă și își dă viața pentru voi. Cum o să ții tu predică la subiectul acesta? Pot să spun că nevasta mea m-a băgat la pușcărie. Și ea și câțiva frați, foarte puțin, care m-au sfătuit, stai și suferi. Maica Domnului, ce-o fi spus lui Iisus? Și el a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi și a fost ispitit ca și mine. El la un moment dat spune, Tată, dacă se poate, auzi rugăciune, dacă se poate. El a spus că la Dumnezeu toate sunt cu putință. Dacă om a spus, Tată, dacă se poate, să se ia paharul acesta de la mine. Așa? A avut aceeași ispită. Dar a biruit ispita. Și câteva minute după aceea spune, facă-se nu voia mea și voia ta. Și spune, nu voi bea eu paharul pe care Tatăl mi l-a dat să-l bea. Așa, a biruit ispita. Și noi fiecare trecem prin suferință. Și el a trecut prin suferință. Dar astfel a ajuns să fie adorat de sute de milioane de oameni, de curs de 2000 de ani, și nu numai să fie adorat, că nu ține el așa să-l slăvim cât să-l urmăm. Și chiar astăzi am citit, s-a făcut o socoteală aproximativă, să crede că în decursul acestor 2000 de ani, 50 de milioane de creștini și-au dat viața pentru Hristos, au murit moarte de martir. 50 de milioane, urmând pilda lui Iisus, că mai presus este adevărul și dragostea și bunătatea decât viața. Dacă trebuie să renunț la dragoste și la încredință în Dumnezeu, mai bine mor. Mă las mâncat! Ca frații aceștia chinești și ca fratele acesta din Birmania, mă las mâncat. În Sudan v-am mai povestit, avem rapoarte de acolo, s-a tăiat brațele, fraților, s-a tăiat brațele și musulmanii le întrebințau ca, cum se spune, bețele de așa, pentru tobe, s-a tăiat brațele. Și în alte sate au mers și au răstignit pe toți bărbații creștini, pe femeile noi, dar pe bărbații creștini au să crede, așa să spune o cifră, acum cifrele astea, cine le-a numărat, să crede că în Sudan au fost omorât 1 milion de oameni a căror singură vină era că nu erau musulmani, că nu cred în Mahomet, că este ultimul profet al lui Dumnezeu și așa. Și oameni care știu că viața aceasta nu este întreaga viață. Viața aceasta nu este întreaga viață. Dacă un făt, un pânticul uman, dacă ar putea gândi, hai să zicem că ar putea gândi, și să gândească la viața lui, a zice pe ea, eu sunt întâmpit că stau aici. Care e rostul vieții mele să stau toată viața mea într-o închisoare de aceasta în care nu pot să întind brațele, nu pot să-mi întind nițel picioarele, nu pot nimic, pentru ce îmi trebuie mie viața? N-am? Viața lui nu are rost. Dar dacă el ar fi foarte deștept și ar spune, stai nițel, asta e o viață foarte rea care o am aici, asta e o pușcărie grozavă. Dar mie îmi cresc ochi. Pentru ce îmi cresc ochi? Că nu e nimic de văzut aici. Aha, poate că urmează o altă lume cu multe culori, cu frumos. Îmi cresc ochi pentru ceea ce urmează. Lui cresc picioarele și sunt pentru el opacoste picioarele, că n-are unde să le întindă. Ia caută să stai așa cu picioarele neîntinse 9 luni. Caută 9 ore și cam cum îți va fi, vei înțelege cum este fătul. Dar dacă are minte, fătul spune, păi bine, bine, probabil că urmează o altă lume, largă și lată, unde voi avea de alergat și se bucură că are picioare. Are brațe, ce bucurie are de brațele acestea că trebuie să le țină la piept, nu le poate întinde. Aha, urmează o altă lume în care voi avea de lucrat, în care voi avea, vor fi lucruri de apucat. Vor fi... Așa, viața lui în pânticul mamei nu este toată viața, este pregătirea unei vieți. E pregătirea unei alte vieți, acolo și are rost. Și viața pe care o ducem aici pe pământ, cu necazurile, cu omului dat aici să sufere, dar pentru ce? Pentru ce suferă fătul în pânticul mamei? Pentru ceea ce urmează? Deci, pe unii zic, pe cum să crede în cer, că nu l-am văzut. Dar fătul ăsta, de ce trăiește? Că n-are, e o tâmpenie viața lui. El trebuie să creadă că urmează altceva, nu? Nu vede încă. Va vedea abia după ce iese din pântecul mamei lui. Există viața cealaltă și o viață, nu că simplu vom intra în cer. Hai pocăiți-vă că intri în cer. O să ai un fel de Disneyland. Viața nu este pocăință. Doamne, eu știu că tu ai milioane de lume
Și ai nevoie de lucrători. Ai nevoie de oameni care să fie gata și acolo. Să lucreze zi și noapte pentru tine. Să n-aibă vacanțe. Știu că ai nevoie de lucru acesta. Știu de oameni care vor să se jertfiască, spune la un moment dat Avram, îi spune unui bogătaș care suferă în iad, sunt la noi unii, la noi în cer, sunt unii care vor să treacă la voi. Lăsa în suferință. Auzi, și ei vor să lase cerul. Asta înseamnă a avea o minte cerească. Suntem chemați să niște lucruri mari de tot și suferințele de acum au toate un rost, sunt exercițiile. Ne pregătim pentru chemarea aceasta înaltă pe care o vom avea în cerul. Aș putea să vă mai spun multe despre lucrul acesta, dar mai bine să vă dau câteva pilde. De oameni care au înțeles lucrul acesta și au trăit în felul acesta. Îmi pare rău că am trebuit să mă uit într-o notiță. Eu le spun la toți predicatorii, nu vă uitați în notiță. Dacă nu ai 85 de ani, mai trebuie să te uiți în notiță câteodată. Nu ăstra la 85 de ani, ni se permite lucrul acesta. Așa. Să vă dau câteva pilde de oameni care au înțeles că viața aceasta este numai o pregătire. În ultimul război mondial, când America a intrat în război împotriva Germaniei, un întreg convoi de evacuare militare a trecut Atlanticul să meargă spre Anglia, spre Franța. Erau mii de ostași pe evapoarea acestea și era un vapor cu numele de Dorchester. Așa. Avea 1200 de oameni pe bord, militar. Și vaporul acesta s-a scufundat în Atlantic, l-a lovit un proiectil german și s-a scufundat, în 22 de minute s-a scufundat cu 1500 de oameni pe bord. Numai 300 s-au salvat, 1200 s-au necat. Dar se povestește că atunci când proiectilul acela a lovit vaporul și s-a știut că acum vaporul se scufundă în mijlocul oceanului, a izbucnit panică pe vaporul acesta. Și ofițerii și toți erau în panică. Și nimeni n-a mai aranjat, uite, voi să intrați în barca asta, voi, la fiecare vapor are bărci de salvare. Unele bărci și ele au căzut, dar pentru nu era nimeni dintre ofițeri și-au pierdut capul ofițeri. Și erau pe vaporul acesta 4 capelani, dacă știți ce e capelan. Armata americană are capelani pentru servicii religioase. Are catolici, are evanghelici, are baptiști, are și evrei, are pentru ostași evrei, are și musulmani, pentru ăștia musulmani așa. Și erau pe vaporul acela patru capelani. Doi erau evanghelici, unul era catolic și unul era un rabin. Și când toți și-au pierdut capul, ăștia au preluat toate și au aranjat fiecare cine să intre la repezială în ce barcă de acestea și au salvat, cât v-am spus, 300 de oameni, nu, sau 400, în fine, 300 de oameni ei i-au plăsat pe bărci. Ei n-au intrat în bărcile acestea. Au lăsat pe alții să intre. I-au lăsat pe alții să intre. Și până vaporul s-a scufundat și cei care au scăpat au spus că până la urmă au văzut că ăștia patru capelani s-au ținut de mână unul de celălalt și se rugau și slăveau pe Dumnezeu și s-au anecat scăpând viețile altora. N-au căutat întâi să mă scap eu și pe altul să-l ia, nu știu ce. Nu. Primul lucru, să salvezi pe altul. Chiar dacă eu trebuie să-mi dau viața. Eu am înțeles care este rostul suferinței, care este rostul morții. Știau că moartea nu-i sfârșit. Nu-i sfârșit. Iese fătul din pântecul mamei. Dar asta nu înseamnă moarte pentru făt. Asta înseamnă începutul vieții. Încetează viața în pântecul mamei. Dar vine o altă viață, cu mult mai frumoasă. Am cunoscut noi înșine, nevastă mea și cu mine, pe o fată unguroaică, numele ei era Gheru. Să fie avut 20 și ceva de ani când am cunoscut-o noi, o fată de o frumusețe care pica când în Ungaria, fașiștii, au hotărât toți evreii să fie deportați în Germania, ați auzit de lagările acele ale morții la Auschwitz, unde îi gaza, unde îi ardea pe ăștia. Ea nu trebuia să meargă, nu era, făcea parte din categoria celor care trebuia să meargă acolo.
Ia s-a dus voluntar. Ce vreau să mor împreună cu evrei și să le spun despre Iisus. O fată la 20 de ani. Știa că acolo sunt camere de gazare. Știa că acolo sunt cuptoare. Știi dacă cuptor? Arnițel și după aceea mă duc în cer. Credeau că există ceva după moarte. Că moartea nu este spirituală, suferința nu este spirituală, un cuptor de foc nu este spirituală, când nu s-a speriat aceea, prietenul lui Daniel, nu s-a speriat. Și ce dacă mă bagi în cuptor de foc? Cât o să stau în cuptor? Stau câteva minute, ard, am terminat. Și am ceva mai bun care urmează. Și s-a dus. Unii din mulți au murit în lagărul acelea, ea a fost printre puținele supraviețuitoare și a fost la noi în casă. Și celelalte evreice spuneau despre cele care au scăpat, o numeau pe ea Îngerul Auschwitz-ului. Ea a fost un înger în cuptoarele acestea. Frați și surori, care nu numai că nu se tem de suferințe, cum noi toți ne temem, dar care iau cu drag asupra lor, de bună lor voie, iau suferință, fiindcă știu că asta e o pregătire, antrenamentul meu, eu sunt un viitor ofițer, eu sunt un viitor guvernator, eu trebuie să cunosc lucrul acesta și nu va fi aceasta pentru totdeauna. Și Iisus știa, voi muri pe cruce, nu ești de joacă să mor pe cruce, dar știa că după cruce, ce fel de înviere, ce fel de înviere va veni. Maximilian Kolbe, în Polonia, era tot un deținut, tot într-un lagăr de acesta al morții, și au scăpat doi din lagărul ăla morții și ofițerii naziști, din Germania, au fost foarte supărați și au hotărât toată lumea să stea așa în coloane, să stea drept, și fiecare al 10-lea va fi ars în foc. Și am zis, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 4, 5, 10, fiecare al 10-lea trebuia să ia în foc. Și când au venit la unul, ăla a ieșit să fie al 10-lea și el a început să plângă, dar eu am 5 copii, vă rog scăpați în viață, ce le părsaia lor, că ai 5 copii. Și lângă el stătea Maximilian Kolbe, un frate al nostru, Maximilian Kolbe. Și a ieșit în față, vă rog să mă lăsați pe mine să mor în locul omului acestui, eu n-am copii. Lăsați-mă pe mine să mor pentru asta. Și naziștii au răs, mă, dacă ești un dobitoc și vrei să mor, lasă că îți vine și rândul. Și l-au primit pe el, l-au primit pe el. Ăsta la altul a supraviețuit și el și-a dat viața. Dar nu și-a dat viața ca să o piardă. A dat viața ca să o câștige pe una mai frumoasă, să se pregătească pentru mare însărcinare pe care noi toți o avem. Și așa v-aș putea spune mai multe, dar nu vreau să vă obosesc prea mult. Și nici pe mine, și mie mi-este greu să vorbesc, dar noi știm că avem o chemare înaltă. Omul este rânduit să sufere. Iisus trebuia să sufere, dar să nu e o sperietoare. Și fiecare din voi suferiți. Și poate o să mai aveți suferință în viață. Eu mă rog pentru voi să aveți o viață liniște. Dar nu e după dorința mea. Fiecare trece prin asemenea încercări și dorințe. Astea sunt pregătiri. Pentru o mare chemare, o mare chemare, o mare chemare. Suntem chemați să fim regi, chemați să fim regine și nu numai să pregătim, să primim încercările care vin cu răbdare, cu of și aoleo. Se spune că una a venit în cer și a întrebat-o Dumnezeu, zice, tu ai purtat crucea mea? Am purtat. Zice, am purtat, eu pot și să-ți dovedesc că am purtat crucea pentru tine. Am două martore care să-ți spună, martora aoleu și martora gemene. Că tot timpul spuneam aoleu, pe totdeauna gemeam. Uite, nu, crucea se primește cu drag. Să cântă sub povara crucii, știind ce ne pregătește, nu că ne pregătește nou în Disneyland, dar ne pregătește o mai înaltă chemare, când vom putea fi folositori la maximum celor din prejurul nostru, v-aș mai spune, mai spune, nu știu despre care să vă spun, hai numai un singur caz și cu asta să termin. Poate chiar am povestit despre ea, dar este una din figurile cele mai frumoase din istoria omenirii. Numai 5 minute vă mai țin. Așa. Exact 5 minute. Nu fiecare minută 60 de secunde, dar o să fie 5 minute. În unul din lagările morții din Germania era o soră rusoaică, Maria Skopțeva. Maria Skopțeva. V-am mai povestit de Maria Skopțeva? Care s-a auzit Maria Skopțeva? N-ați auzit nici eu. Cred că v-am mai spus, nu țin de simit. Maria Skopțeva. Așa. Și
erau mii în lagărul acela și era și Rusvaica aceasta. Și iarăși, în multe locuri, în lagări, națiștii au făcut așa, fiecare al zecelea să fie dus la cuptor, fiecare al zecelea la cuptor. Și cuptoarele ardeau acolo. Așa. Și se simțea mirosul de carne friptă. Așa. Și când a ajuns la o femeie să o ia pe ea, treceau ofițerii națiști prin rânduri, ea a început să plângă și a spus, aveți milă de mine, că am copilaș mic, am cele păsar lor de copilaș mic, ieși afară din rând, trebuie să... Maria Scopțeva, o soră, era lângă femeia aceea. Și era tocmai o vinere de Paște. Și a auzit o voce înăuntru ei, ieși înainte și oferă-te tu să mor în locul ei. Și a spus, dar de ce să mă ofer pe... Dacă ar fi soră de credință, hai, îmi dau viață pentru o soră de credință. Dar asta e o evreică care nu crede în Iisus și și comunistă. Și dacă cad fașiștii și vin comuniștii, tot același. Pentru ce să-mi dau viața pentru ea? Și vocea i-a spus, azi e vinerea de Paște. Eu în vinerea de Paște am murit nu pentru credincioși, ci pentru păcătoși. Dă-ți și tu viața pentru păcătoasa aceasta. Și ea și-a dat viață, a ieșit în față, eu îmi dau viață pentru ea. Ei au vrut să aibă, să petreacă, hai, treci, te arde pe tine altă dată. Și au dus-o la cuptor pe Maria Scopțeva. Purmă când nemții au pierdut războiul, au venit armata americană, engleză, au arestat pe ofițerii germani care au făcut toate chestia aceea. Și ei au mărturisit că în timp ce o duceam eu, ce o duceam spre cuptorul ăla de foc, ea le vorbea ofițerilor națiști și le spunea, eu sunt credincioasă, în Biblia noastră scrie că atunci când poporul lui Dumnezeu a fost scos din Egipt și dus în Țara Sfântă, Dumnezeu mergea înaintea lor într-un stâlp de foc. Și mă rog ca trupul meu când va arde să fie un stâlp de foc care să vă aducă pe voi la Dumnezeu. Auzi? Eu merg să ard și vreau să fie un stâlp de foc. Așa. Și în fine, pe ea ars-o, pe ea ars-o. Și dacă a ars-o, ofițerii germani au ținut minte, când pe ea ars-o, evreica aia, comunistă ce era, ea s-a pocăit. Când a văzut că aia altă își dă viață pentru ea, ea s-a pocăit. De aia habar n-avea de pocăință, n-a fost în viața ei într-o biserică, n-a citit o Biblie, habar n-avea. Și știa că pocăiții se roagă, a încercat și ea să se roage. Și n-a știut altă rugăciune, credincioasele care mai erau acolo, au auzit-o rugându-se, Doamne, fă-mă ca Maria Scopțeva. Și credincioasele au mustrat-o, asta nu e rugăciune, să devii ca Maria Scopțeva. De ce nu spui, Doamne, fă-mă să fiu asemănătoare cu Iisus? Și ea a răspuns, dar care e deosebire între Maria Scopțeva și Iisus? Dacă era Iisus lângă mine, nu Maria Scopțeva, nu făcea același lucru care l-a făcut Maria Scopțeva. Maria Scopțeva cu Iisus nu mai putea deosebi. Există oameni care înțeleg rostul suferinței și zâmbesc în suferință, primesc suferința cu un zâmbet, primesc un cântec. V-am auzit cântând foarte frumos, sper că la fel cântat și lunea, și marțea, și miercuri, când vine un necas, să cântați așa cum cântați duminica în cor. V-am mai spus că la închisoare să cânta și se compuneau cântece religioase, care ați auzit de fratele Moldovanu și asta, de la Oastea Domnului, care au compus cântece acolo. Nu ne-a dat Dumnezeu ochi deschiși să vedem rostul suferinții, El cu drag. Noi ne-am născut oameni, e felul oamenilor să sufere. Dar Iisus, care Dumnezeu era, a vrut să sufere. Fiindcă știe frumusețea care este în suferință, din cauza că a suferit, a căpătat un nume mai presus de orice nume și la numele Lui să pleacă toți în cer și pe pământ și sub pământ. Asta e ceea ce am vrut să vă spun și rugați-vă și pentru mine și pentru ai mei și rugați-vă pentru frații și surorile în țări de suferință, cum este Birmania, cum este China, cum este Vietnam, cum este Sudan. România a scăpat de prigoană religioasă, are alte necazuri. Dar sunt multe țări, milioane de oameni sunt sub prigoana aceasta. Rugați-vă pentru ei că ei să primească suferințele nu numai cu răbdare, ci cu iubire, cu recunoștință, cu un zâmbet,
cei în cuptorul de foc în Babilon cântau? Cântau. Ați cântat voi frumos, dar pe ea, în cuptorul de foc, cum vor fi cântat? Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare. Mă iertați că nu pot spune mai mult, că sunt obosit. Dar am cortat să vă dau tot ce este mai bun. Știu că fiecare din voi aveți o suferință. Să înțelegeți, să binecuvântați pe Dumnezeu, nu numai pentru bucurii, ci și pentru suferințe, că sunt o binecuvântare ascunsă a lui Dumnezeu. Mulțumesc fratelui Brânzei că m-a invitat. Mulțumesc acestui frumos cor. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.